Să turne haurul la gât, bre, nu? Haur să fie, galbior să fie. Ce contează că ai dat pe el o și acum mai valorează 900, nu? Aur să fie. Așa, de dragul discuției, să știi că eu nu neg importanța aurului ca depozit. Dar aici vorbeam de investiții, da? De cei care vor să investească în ceva și să scoată un profit. Despre asta era discuția. Da, aurul poți să-l ții și îl vinzi mai târziu. Oricum niciodată nu o să-l vinzi pe pe cât l-ai luat, asta ți-o spun sigur, pentru că cei care ți-l vând ție pe la casă, casele astea de amănesc sau bijuterii sau aia, își mai adaugă și ei uh, mâna de lucru, profitul, cheltuielile, etc. Deci oricum tu dai o mie pe un lanț de aur, dar tu nu o să-l mai vinzi niciodată cu o mie, o să ieși în pierdere. Dar e bun ca de, de păstrat uh, o anumită valoare monetară în el. Ești puțin pe pierdere, poate ai norocul să-ți egalezi investiția, dar niciodată nu vei face profit mult din aur. Că până la urmă ți-am zis, o zic din nou, despre asta era discuția, despre unelte de investiții, în ce să investim, ce ar fi mai rentabil, să investim în aur sau să investim în S&P 500 dacă vrem să scoatem un profit pe, pe, viitor. Ție, dacă nu-ți pasă de investiții, ia și ține aurul la gât acolo, lasă-l să hatârne bine, că e bine.